Vă salut, dragii mei! Temperatura de prăjire a cartofilor diferă de la un restaurant la altul. La fel și metoda prin care cartofii sunt prăjiți. Iată întrebarea de astăzi. La ce temperatură se prăjesc cartofii? Haideți să vedem explicația științifică. Pentru majoritatea consumatorilor, cartofii prăjiți perfect trebuie să aibă mijlocul fraged și delicat să fie cu un conținut minim de grăsime și să aibă o textură crocantă la exterior, fără a fi brunificați prea tare. Prăjirea cartofilor la o temperatură înaltă presupune difuzia căldurii de la exterior spre interior cu două consecințe importante. În primul rând, formarea unei cruste crocante la exterior și în al doilea rând, gătirea propriu-zisă a cartofului la interior. Cartofii sunt alcătuiți în mare parte din apă și granule de amidon. În momentul în care căldura Ajunge în interiorul cartofilor, prin fenomenul de conducție termică, anumite, anumite celule sunt distruse, iar granulele de amidon eliberate trec în apă în compoziția cartofului, care se află și ea într-o formă celulară. Prin evaporarea moleculelor de apă, rezultă crusta crocantă de la suprafața cartofilor prăjiți. Într-un experiment, prăjirea cartofilor s-a realizat într-un recipient conectat la o termocuplă, adică la un dispozitiv, la un dispozitiv care măsoară temperatura cu precizie, mult mai mare decât un termometru. Și s-a observat că atunci când temperatura uleiului atinge 180 de grade Celsius, în interiorul cartofilor abia se obține o temperatură de 85 de grade Celsius, după câteva minute. În altă ordine de idei, atunci când temperatura uleiului este prea ridicată, s-a constatat că la suprafața cartofilor apare o crustă arsă, în timp ce în interior cartofii rămân negătiți. În mod contrar, uleiul nu trebuie să fie rece atunci când se adaugă cartofii la prăjit, deoarece crusta de la suprafață se va um, forma mult mai lent timp în care cartofii vor absorbi mult ulei. În practică prăjirea la 180 de grade Celsius timp de 7 minute pentru cartofii tăiați la 12 mm oferă cel mai bun randament și gust. Răspunsul la întrebarea la ce temperatură se prăjesc cartofii este următorul. Conform explicațiilor anterioare, temperatura de 180 de grade Celsius, aplicată timp de 7 minute, ne asigură obținerea unei porții de cartofi prăjiți uh, greu de refuzat. Acesta a fost doar unul dintre adevărurile științifice din spatele fenomenelor culinare. Mai sunt multe pe care rămâne să le descoperim împreună, însă până data viitoare nu uitați să adăugați pasiune și zâmbete în tot ceea ce faceți. Și puțină știință, cu stare și piper, bineînțeles. you <laughs>